M-am calificat, mă! Bine, mă! Bine, mă! În acest videoclip am jucat la cel mai recent turneu organizat de Mădălin, iar alături de mine a fost copilul toxic Dariusel 2012, pe care m-a urmărit și mi-a comentat parcursul la acest turneu. Deci tu un like pentru o zi mai bună și un Dariusel mai fericit. Da, mă, Dariusele, ce faci? Tu de ce n-ai intrat la turneu? N-ai intrat, n-ai apucat să intri? Bă, ce ai, mă, de faci așa? Da, te uiți la mine, ți-am dat partajare, te uiți la mine, comentezi ce fac eu, îmi zici dacă fac bine, faci tu. E mai bine, așa că te uiți la mine și mai vorbești și tu, mai faci și de-astea. Că oricum, tu erai slab, tu nu... Păi tu oricum erai slab și tu nu reușeai să faci nimic la turneul ăsta, deci degeaba intri. E prima oară, beți, ca să știți, este prima oară când intru la un turneu și am zis să și filmez că totuși este la Mădălin. Și mai e un băiat care nu intră, deci mai avem 30 de secunde, băieți. Nu uitați să vă abonați, să dați și voi acolo un like dacă vă place acest tip de videoclip. Dacă mai vrei să mai participăm la alte turnee, să scrieți acolo în comentarii. Păi da, tu nu joci acum, asta e problema, că tu nu poți să te joci. Da. La turnee de 2v2 vin. Uite, 9, 8, 7, 6, 5, numără Darusele. 4, 3, 2, 0, yeah. Și prima rundă. Hai să facem aici o schemă, bam, 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 trecem așa și, mamă, stai, 4 persoane se califică din, nu știu câte sunt, 7, 8. Deci trebuie să am grijă să mă califică, dacă nu mă calific e cam nașpa, e cam nașpa. Număr, Darusele. Ia să comentez tu aici tot parcursul, Darusele. Mamă, stai că nu prea e bine, sau? E bine, mă? Mamă, stai că e ăla în față și mie... Mamă, stai. No, no! Bă! Și dacă pierd acum, pierde tot? Wow. A venit o rundă din... Bă, dacă cât ghinion. Bă, dar îmi dă și mașină de asta proastă, rău. Bă, băieți, nu știu ce e cu ghinionul ăsta, dar... hai să vedem măcar să prindem pe ăsta aici. Gata, l-am prins. Și aici, ce aici, aici, bam, bam, bam. Hai că ne-am dus bine. Dar cred că sunt 4 persoane înainte, nu? Hai că am prins și ăsta. Sau? Bă, fii atent. Bă, cum a fost asta? Și dacă dau live acum, intru în alt meci, nu? Da. Da, uite, da, intru în alt meci. Perfect, perfect. Hai că e bine. Bă, what? De pe... A, care arată așa, pe sugea ta, care arată. De sus, în stânga. A, da, mă, da, să ies, ce ai, mă? Acu, da. Nu, mă, că vreau să văd câte runde îți. Da, nu, da, lasă. Păi intră tu, uite-te tu, nu, că eu nu ies, mai sunt 15 secunde, vrei să ies de aici? Da, să eu mă joc laser, deci. Bă, cum adică te joci laser, deci? Păi tu ori rămâi aici la mine, te uiți la mine, ori te joci. Nu, mă, eu dă pe laptop, îți bug arunca tine. N-ai bani nici de ipone. Ce e la ipone? Ce e la ipone? Telefonul ăla care costă 1000 de euro. Aba, acum dacă nu câștig sunt fraier. Sunt fraier dacă nu câștig acum. Care faci tu pe YouTube. Bă, mamă, dar toți sunt oameni în față. Nu, stai să prind ăsta aici, l-am prins. Bă, da. Dar totuși să-mi pice și mie o mașină ca lumea rău de tot. Bă, dar e, bă, chiar e greu, nu e chiar atât de ușor. Fii atent că am prins. Nu, bă, dar de ce nu-mi dă mașină de aia bună, mă? Ce fac eu? Bă, nu mai mașini proaste mi-a dat. Cele mai proaste mașini în joc, eu le-am primit. Nu știu cum se poate așa ceva, dar da. Jocul vede la cât n-abiști, normal că pierzi. Păi, dacă te uiți după partajare, dar e normal că am atâta ghinion. Mamă, uite cum a fost asta. Nu mai din vina ta, Darusele. Ia ești, mă, tu de aici, Darusele. Ești tu de aici. Știți că nu mai am ghinion. Hai, nu, hai, mamă, prin. Nu te uiți, păi și atunci de ce ți-am dat asta? Pierde, m-am calificat, mă! Bine, mă! Bine, mă! Și acum am trecut în faza următoare sau cum? Nabule. Că mai ai runde, Nabule, tu nu știi să joci la turnee. Mamă, 10 runde, mamă, vezi că durează ceva, durează. Pe următoarea fază e în 30 de minute, mamă, păi durează, mă, bă, dar serio, tu mi-ai zis că durează o oră, ce oră, mă, că uite, 7000 de ore durează asta. Păi, o oră durează o rundă, mă, mai puțin de oră, dar o să fie mai mult, bă, cred că o stai aici vreo 2-3 ore. Mamă, păi cred că o să fie episodul ăsta de 70.000 de ore. Mai bine făceai live cu mine. Cu tine, lasă, Darusele, că nu fac cu tine niciodată live. Sau dacă vorbeiți, poate facem o dată. Dar n-aș vrea. Că mă suc toată ta pe episoade, da, și pe live să stau 5.000 de ore cu tine acolo pe live. Cred că dacă fac live cu tine, îl fac de 10 minute. Nu! De 10 minute. Hai mă. Deci câte meciuri trebuie să câștig, câte puncte trebuie să fac, care e faza, că nu știu de... Ia uite-te tu, poți să te uiți să vezi câte puncte trebuie? Cred că, fratele, ai o șansă la 6 cu 4 și la 7 cu 3, adică la 7 win-uri și 3 lose-uri. 7 win-uri și 3 lose-uri. Apropo, băieți, dacă sunteți, dacă vă uitați preunul la videoclip, taci mă. Da, de ce nu partea aia, bă, da, că-mi place mie partea asta, nu-mi place cealaltă parte. Nu, pe rost, pe... Hai, albastră, e bună, e bună, parcă, e bună. Da, dar nu e cea mai bună, alba. Nu alba e cea mai bună? Nabule.
Fii atent. Băieți, poate vă vedeți aici, scrieți-mi aici în comentarii dacă vă uitați la videoclip cei care sunteți aici cu mine. De exemplu, Alpha, Fleck, cine mai e băiatul ăsta? Atoto, cine mai e pe aici? Spuneți-mi dacă m-ați văzut în joc sau dacă v-ați văzut pe videoclip, de fapt. Hai că mă calific, mă! Bine, mă! Al treilea! Ăla nu știu ce s-a întâmplat cu el, a stat afk acolo, da, nu știu, cred că da, e abicanet da, pe ceva. E pe puncte, dar câte puncturi fi, nu știu că nu m-am uitat. Vedem acum. Fii atent, dacă... am 4 puncte pentru calificări, 2 și trebuie să fac, nu știu cât de trebuie să fac. Ca să te califici, adică în unda a doua, cred că îți trebuie 10 puncte. Sau nu, 7 puncte sau, nu știu mă. Dacă... Mamă, dar o să dureze ceva videoclipul acesta, băieți, o să dureze ceva. Sper las că merită și că vă uitați în mare parte la el. Nu, da, las că le editezi puțin. Tu. Le editez, da, tot o să dureze ceva. Cred că, oricum, cred că... Lele? Lele, bă, surțile. De fapt, cred că o să fie de 30 de minute, depinde, că dacă luăm doar fazele, dar mai sunt faze și din afara jocului, adică când mai vorbim noi și așa faze interesante pe care noi le punem pe videoclip și... Da, faza asta o să fie scoasă. Nu o să fie scoasă, o să te faci de răzare sele cum țipi tu pe aici. Bă, nu, bă, de ce m-ai înjurat? Bă, ești nesimțit! Dar ce am zis? Păi m-ai înjurat tu un gând, de-aia am pierdut aici, de-aia m-a lovit basterca aia. Bă, dar Alex, tu nici nu joci și comentezi, tu nu știi să intri la un turneu și tu comentezi. Bă, iar pierd, din păcate, de data asta am pierdut, n-am ce să mai fac. Sau poate nu pierd, fiți atent. Da, pierd, că sunt ăia în față, da. Dacă aveam și o mașină mai bună, dacă aveam tot paia albastră. Bă, hamă, frate. Hai, mă, bă, în ultima secundă nu s-a dat ăla deasupra. Ce, își bate joc jocul ăsta de mine. Are logică, își bate joc jocul de mine, are logică. Bă, m-a făcut, fuck. Bă, ce, îmi juri, mâinile sus, chiloții jos. Bă, ce ai, mă? Rafaele, că mor. Dacă mor, e din rău, că te zic lui mami. Păi cum... Mănec. What? Cum o zici dacă tu mori? Păi... Ia, fii atent. Următorul meci al 5-lea, al 4-lea, nu știu al câtelea e. 69-lea. Îmi place numărul 69. Pe ce înseamnă? Caută pe Google. Mai bine să nu știi. Caută pe Google. Ești prea mic. Sunt prea mic, dar să le tu câți ani ai? 11 ani parcă ai. Bă! Mă, iar am pierdut. Iar pierd ăsta cum am lovit. Din vina ta, Darusele. Bine, filmam cu Madeline cu tine. Păi, filmează Madeline cu tine? Da, eu am bani în portofel. Ia fii atent, bă, mă calific acum ca mașină bună. Dacă iau toate astea și nu mă lovesc, am șanse să mă calific. Eu sunt plătit să joc YouTuber. Bă, nu, cum s-a făcut ăsta urm? Aolo. Eu sunt plătit să joc YouTuber și sunt plătit să hackuiesc. Ce hackuiesc, mă, tu? Tu nu o să te califici. Bă, nu. Fii atent! Nu! Bă, Darusele, fii atent. Runda 5-a am 2 puncte cu încă 2-4. Două meciuri pierdute, runda 5-a, nu știu ce se întâmplă acum. Dacă mai pierzi o rundă, te-ai dus, nabăle, te-ai dus. Ce? Pe bune? Sau dacă mai pierzi două sau una. Nu mai pierd, dar să nu mă mai lovesc acolo. Dar Darusele, dacă nu mă mai înjuri tu la tine în gând, dacă nu mă mai înjuri, o să se întâmple chestia asta. Dar bine, să nu mă înjuri deloc, nici în gând, nici pe video. Ascultă tu la mine, ai zis că vrei să te ajut, așa că acum ăsta e meciul meu. Îi zic ce să faci. Le știu cum o să fac eu aici acum, va trebui eu să câștig acest meci. Ia, fii atent, fii mentorul meu, fii un antrenor de-al meu în acest videoclip. Mi-am angajat un antrenor la turneul lui Mădălin. Deci prima oară, dă-i alte 4. Nu, glumesc. Am ieșit de pe Discord, băieții, da. Dar o să le vezi că dacă mai faci o dată așa, out, papa, nu mai. Ia, intră înapoi pe partajare, că ți-am dat acum. Am intrat. Dar o să le, hai mă, hai, zi-mi tu ce trebuie să fac. Ce să fac acum? Să aștept sau să sar drept în față? Aștept să mă duc cu burta sau sar în față? Pe antenă. Zii repede! Du-te! Pare, tu ce nu zici pe pare, mă, că pe pare că și-și merg să ai una blete. Păi, ești nab, dar o să le taci că nu ascult eu de la tine voce. Dar o să le nu te ascult eu pe tine că ești nab. Acum pe stânga, bă, dar nu mă duc și pe stânga și pe faza aia. Nu, mă duc aici, că mie îmi place pe partea dreaptă. Eu... Pe roz, bă, dar pe roz e o mașină, bă, da. Da, uite, bă, ce mașină, dar să le cred că vrei să mă dai în țeapă, să-mi pice mașină roșie cum le-a picat la băieții ăștia doi și o să mă calific runda aceasta pentru că băieții ăștia doi o să piardă și sunt în față, dar degeaba o să fie în față pentru că eu acum o să mă calific, pa, am plecat.
ta, sar, mă, când ai busturile la vezi, mă, ce ești așa, n-am. De ce să sar, mă, dacă sunt primul? Ia uite, primul în clasament. Fii atent că ești primul runda asta, ești primul. Sar pe asta, mamă, mă. A, da, sar tu pe asta, mă, Dariusele, sar tu pe asta. Sar tu pe asta. Bine, mă, locul 1. Oare primesc punctaj în plus dacă iau locul 1? Chiar sunt curios, dar deși nu cred, cred că e același punctaj, dar ar fi super tare dacă aș primi punctaj în plus dacă sunt pe locul 1, pentru că sunt numărul 1. Eu sunt numărul 0, adică cel mai bun aici. Adică cel mai prost de aici. Uite, mă, 4 puncte, da, mă, da, fii atent că am recuperat din 2 meciuri. Din 2 meciuri am recuperat, cum ar veni. Mamă, hai să luăm locul 1 în continuu, de acum încolo. Ar fi tare rău de tot să luăm locul 1 în continuu. E bine că am câștigat un meci, dar acum nu trebuie să mai pierdem niciun meci. Măcar să luăm locul 2, 3, nu știu, să luăm 2 puncte măcar, știi? Da, acolo, așa, așa. Pățavă. Bă, de ce mă mint? Bă, dar de ce nu sari? Uite. Ia, mă, fac pe partea asta, dar nu-mi place pe partea asta. Sau? Bă, bătaie, mai șmecher. Ia, alba neagră. Hai, dă-i. Hai, dă-i tare. Hai, bă, că n-am loc. Bă! Ca așa poți sar peste ei. Gata, bine, sar peste ei. Ce, peste cine sar, mă? Bă, dar să detași mă odată. Peste mâța aia. Bă, mă calific. Sar. Și acum stai și la asta frumos. Stai și la asta. Bă, nu mă calific. Bata, mă. Bine, mă. Ultimul loc, perfect. Încă două puncte am mai luat. Le-am luat așa, pe șuștache, din partea dreaptă. Le-am tras direct, bam. Uite, încă 3 runde, mamă. Trebuie să le câștig pe toate astea 3 dacă vreau să mai am șanse să mă calific în continuare. Oh, nice. Ce mă greiere. Bă, dacă vrei, fac la final aia care am făcut-o și înainte, când m-am bătut cu 7 nubi care au avut noroc. Aia să țipi, nu țipa, că urechile mele trebuie să aibă nevoie de liniște în acest moment să mă concentrez. Glu. Dar să le vezi că ți-am mai zis, dacă mai faci o dată așa ceva, cred că ești din nou de pe și nu o să îți mai răspund și pa, ultimul videoclip al tău cu mine. Nu o să mai fi la nimeni altcineva, că nu o să te mai primească nimeni, că ești un, ești un copil urât și rău. Slab și fraier. E trec, ha. Vreau să fac flashback când am ras acolo, ca să mai rag o dată. Ce să fac, mă? Nimica. Flashback când ai ras? Când ai ras? Am țipat așa, mă. Mă, dacă fac așa mult. Faci așa mult? Dar să le vezi că mori aici pe videoclip. Mamă, fiți atenți, cred că titlul acesta să se numească Am sunat la salvare pentru Dariusel. Pentru copilul toxic. Bun, dar gata, copilul, acum, Dariusel moare pe episod. Acum e Dariusel, nu mai e copilul toxic, acum suntem prieteni buni, best friends. Dariusel, eu niciodată nu o să fiu prieten cu tine. Uite de asta. Nici că plâng. Da. Am vrei să râd. Acum suntem prieteni că am râs și n-am plâns. Nu. Chiar nu. Pace, bă! Chiar cred că e și ies de pe video, de pe Discord. Hai că începe meciul, încă 3 runde. Mamă, hai, meu, doamne ăștia, băieți. Dați acolo like neapărat să facem și noi 10 miliarde de like-uri. S-a zis, punct. Cum adică nu sunt prieteni? Îți amintești că te-am ajutat la Dors să scap? Da, fii atent. La Dors din Ohio, când te-am ajutat să scap, când am fost eu monstru. Bă, dar nu s-a uitat la nimeni la Dorsul ăla din Ohio, că ești tu acolo în videoclip. Te amintești acum 10 minute când ți-am zis să faci schema mea și te calificat? Aia care s-a zis pe Hot Wheels, dar acum 10 minute care faci tu acum. Dă-i, uite-te! Dă-i, păi mă uit acum, mă! Dar sar, mă, ca să-i sari în cap! Să-i sari în cap, mă? Așa cum te spar și eu pe videouri. Ce faci tu, mă? Ce vrea fac? Ați Dariusel șeful tău. Dariuselu, Alunelu. Alunelu, hai la joc, că o să fie cu noroc și locul 4. Gata, m-am calificat, mă, băieți, în sfârșit. Bă, dar hai să mai am și eu un loc 1, să mai scot și eu 4 puncte așa din încheietură. Dar tu n-ai încheietură. Bă, dar știi, să câștigă mereu și Emilix. Știu, mă, ăștia sunt hacker, ăștia trăiesc în Ohio! Am 12 puncte, fii atent. Am învățat ce înseamnă Ohio. Ce înseamnă Ohio? Salut, în coreană. Bă, dar eu nu știu de ce mi-ai dat tu mie partajare când eu am camere în casa ta, adică... Mamă, bă, taci, mă, de aici, nu mai spune de-astea, că... Fii atent, ce fac acum? În momentul ăsta, ce fac eu, Dariusele? Spune-mi ce fac eu. Filmești! Deci eu stăm plecați la turneu, încercând să găsiști cu schema lui Dariusel pro player-ul. Are chef de mișto, băi. Lasă că intrăm înapoi. Dariusele, încă 2 runde, penultima rundă e asta, adică din faza asta. Ia, câștig, uite, Ștefi ăsta mereu câștigă. E așa, bă, schema asta o faci? Mamă, dar nu se legata, ho. Îți dau cu noroc. Shit, nu
o să faci, sau da. Dă-i, o schema. Gă. Fii atent, pe verde. Și, da, pe verde, m-am dus verde să iau cea mai proastă mașină. Asta e mașina lui Darius, doar el în realitate. Adică cea mai proastă. Măcara mea e roșie. Măcara mea e roșie, a ta e verde ca cacao. What? Adică verde ca mucul tău. Ia-ha-ha! Ia-ha-ha! Darius, mamă, nu câștig meciul ăsta, papa. Bă, dar e ce-mi dă o mașină de asta, bă, Darius, nu mai vine a ta. Dar tu ce ai pe verde, nu eu. Ți-am zis eu, te duci pe verde. Ia te-n că mai am o rundă, ultima rundă. Dacă câștigi asta cu locul 1 sau locul 2, a avea o șansă de 1,1. 1,1,1,0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 ,
locul 1 în acest meci și ca să se împlinească, dacă încă n-ați făcut-o, comentariu și like. Ultimul meci, ultima rundă. Bine, sper să nu fie ultimul meci, dar ați prins voi ideea. Te rog, nu mă ridica la bucă, ga. Ce ai, mă, dar să le ești nebun? Ce la fel o schemă din Berceni, așa. Bă, dar cum ajung ăia înainte, bă, spune și mie. Tim, au, ăștia au emoturi. Hai, vă schema și tu te paroți, bă. Bă, dar chiar eu de ce am emoturile alea așa urâte? Bă, stai că sunt eu primul, what? Și că ăștia de ce ajung înainte și eu sunt primul, că n-am mai ajuns nimeni înainte. GG, băieți, stai că am luat locul 1. Înseamnă că băieții au dat like. Bă, stai că nu se știe dacă iau locul 1, că m-am lovit aici. Înseamnă că băieții au dat pe like pentru că noi am aproape luat locul 1. Adică suntem pe primul loc acum și asta înseamnă că luăm locul 1. Da, mamă, uite-i pe aia, stai că vin, sunt în urmă, vin din urmă. Mamă, cum am prins. Nu, bă, nu, Andrei, pleacă de aici. Andrew, pleacă Andrew, pleacă Andrew, pleacă Andrew, pleacă Andrew, pleacă Andrew, pleacă Andrew. Nu, nu, bă, cum a luat ăsta, e incredibil așa ceva. A, era cu mașina albastră, mă, da, aia m-a luat, cred că. Bă, ești locul 2, cum am zis și eu. Rusel este un... De la cuci care e un știe, alb. Nu, care știe. Nostradamus, a tot știutor. Am calificat? Top 100 top 100 players from the group move to next phase. Bă, stai. Eu nu m-am calificat, dar înseamnă dacă sunt la 165, nu? Bă, mai sunt 8 minute. Și încă ăia n-am terminat. A, poți să mă joc? Nu, mă, sunt unii mai nabli ca tine. Bă, păi și ce fac acum? Dacă mi-apare că sunt 165... Așteptăm nabulii să termine. Eu nu l-am vrut, Rafael, la prieteni. Păi nu o să mai ai niciodată. Pentru că băieții la ultimul videoclip au scris nu, nu l-a adăugat pe Darius la prieteni, că este un... Da! Este un toxic. Vrei să mă uit acum? Ia uite-te, hai. Comentariile văd că scriu da. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Get your goddamn ugly ass. 5, 4, 3, 2, 1 și... Ne-am calificat sau nu ne-am calificat? Bă, nu cred că m-am calificat, nu? Da... Aoleu, Darusele, numai din vina ta, Darusele. Numai din vina ta. Bă, 15 puncte, locul 133. Pentru prima oară, din 600 de locuri, 133. Eu zic că e bine totuși, Darusele, ce părere ai? A fost un noroc, a fost un ab, dar puntează că a fost gratis și a avut distracție. Ia fii atent ce avem aici, 50 de gemuri, hopa, fii atent, 110, opa, fii atent, să merită să luăm ăsta? Merită? Merită sau îl dăm pe alt videoclip mai bine? Sau așteptăm altă de asta, că poate apare ceva mișto. Ce zici? Eu zic mai bine că așteptăm. Sau scrieți voi acolo în comentarii dacă să dăm sau nu aici. Neapărat scrieți că mai avem 3 zile. Scrieți în comentarii și eu fac ce ziceți voi. Ori dăm la asta, ori așteptăm, poate apare ceva mai tare zilele următoare sau un alt update. Chiar nu știu, sincer, și da. Eu zic că a fost totuși bine pentru prima oară când am jucat primul turneu al meu. Din 600 de persoane, bătaj, mă, Darusele! Mamă, Darusele, asta e tembele. Lasă că mă pun pe difi un băieț că e... Nu știu ce are Darusele de face așa, turbează de la acolo la turneul ăla de să joacă el. Dar ceea ce este bine că am ajuns pe locul 133 din 600 de persoane, 15 puncte. Bă, puteam să fac eu mai multe, dar na, a fost cam aiurea, sincer, pentru că am pierdut la unele așa din prostie că m-am blocat eu. La astea două mi se pare că mă blocasem acolo la început, la alea, nu mai știu, mă blocasem eu în ceva și de acolo s-a dus tot, dar totuși eu zic că a fost bine. Scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă ați jucat la acest turneu și până unde ți-a ajuns, dacă ați trecut de prima fază, dacă ați ajuns la a doua, dacă ați ajuns la a treia, dacă ați ajuns la a patra și dacă ați câștigat. Mamă, chiar sunt curios dacă cineva care se uită la acest videoclip a câștigat, să lasă acolo în comentarii.
Eu sunt cel care a câștigat și da. Sper că v-a plăcut, nu uitați să vă abonați dacă încă n-ați făcut, să dați acolo un like, să facem peste 100 de like-uri la acest videoclip, că chiar merită să facem peste 100 de like-uri. O nouă experiență pe care am avut-o eu și da, foarte tare, turneul lui Mădălin, turnamentul lui Mădălin, pa, pa. Dariusele, ai și tu ceva de spus așa de final de videoclip? Da, nu mai fi lungul, Dariusele.